Bă, stați așa, că m-au luat spumele. Nu mai reușesc să mai îmi revin. Dar nu-mi revin. Am citit un articol despre stimabilul nostru mugur Mihaescu Garcea. Bă, băieți, așa de rău e, bă? Nu mai vin ideile. Nu mai sunt idei și nu avem idei. S-au epuizat ideile. Nu mai poate... Tu nu mai Garcea, bă, știi să interpretezi? Adică întreb și eu, că mie... Eu am fost un mare fan al stimabilului nostru Vacanța Mare. Ce pot să vă zic este că Vacanța Mare a fost făcută cândva... Eu vă spun istoria ca să ne înțelegem și noi frumos. Ca să puteți să înțelegeți ce se întâmplă în spatele unui grup în momentul în care pleacă cineva sau are vreun accident. După cum știți voi, cândva, Vacanța Mare, da, hai să privim noi că e de mult, a fost înființat în 1987 acest grup extraordinar și nemaipomenit. Și eu cred că eram prin clasa, terminasem, a 8-a, 9-a, nu. Aveam vreo 12, 10. Nu mai contează. Asta a fost neoficial formarea grupului. Important este că primul spectacol a fost în 88. Când au devenit, ei foarte cunoscuți, era prin 90, 91, 92, cu adevărat, da? Cam prin 92. Dau frumos Google ca să nu stăm să ne nervăm. Ca să știm și noi chiar o să vă zic exact, că nu le știu numele, eu știu numai după față, știți? Adică, ok. Super, gata, l-am identificat pe băiat. În 92 au început să aibă succes, ca atare... Felix Sava, din câte știu eu, cred că erau frați cu Dan Sava, ceva de genul ăsta. Felix Sava, care la un moment dat a murit într-un accident, a fost o mare tragedie. Eu am fost una din fanele lui, în 99 a murit. Fix când a rămas eu însărcinată, ok? Cumva, cred, în jurul acelei dăți. Am trăit și mi-am făcut tinerețile și am râs foarte mult în sările de spectacole ale lor. Unul din cei care au ținut și au fost cândva și au făcut acest curent, care a fost un curent, a fost un fenomen. Vacanța Mare a fost un fenomen. În 99. Din momentul respectiv, Vacanța Mare a început să aibă foarte multe probleme. Nu mai era ce a fost.
sufletul, cel care compunea și scria, efectiv, pentru Vacanța Mare, a fost Dan Sava. E acel blond cu chică, da. El a ținut săli întregi de spectacole. Banii din asta veneau. Nu venea din căcaturi și mizerii care apăreau la TV, care au apărut după, când au început să se vândă prin niște căcaturi. Da? Imaginați-vă că Dan Sava a scris și două cărți de umor. Psihologia maselor la scaune și am fost manechin la fabrică de prezervative. Bă, nu știu cum să vă explic, dar el a fost un fenomen. Să vină unul ca Mugur Mihăescu să vorbească despre SRI, despre cum poeții din SRI au recrutat eu lucrez, dragii mei, în același timp încerc și vă explic, știți, ca să nu rămâneți proști. Că mulți dintre voi rămâneți proști. Că vezi tu, era semnat în scrie în presă că au ieșit ei frumos și au făcut niște manifestații legate de COVID. Bă, COVID e boala, bă, prostiilor ambulante. Virusul e SARS. Firea racu de proști care v-a făcut mama în reviste și în ziare și în fițuici pe care vi le băgați în cur, faceți sex. Bă, sunteți o prostie. N-aveți cum să fiți în halul ăsta. Da? Că el a fost recrutat de către securitate să-ți facă ce, mă, să torni pe cine? Pe colegii lui, auzi ce scrie aici, fiți atenți. A murit. Ci că să toarne, să scrie note despre colegii lui, despre prieteni sau despre persoane necunoscute cu care se împrietenea, obținea informații de la aceștia pe care apoi le transmitea securității. Bă, nu vă este rușine? Nu pe bune acum. Foarte serios, cât se poate de clar. Așa puțin nu vă este rușine? Bă, când faceți astfel de declarații, când veniți și faceți mâncați căcat, nu vă este rușine? Cum adică aveți securitatea să ceară informații despre colegi, despre... Bă, nu aveți cum. Deci voi nu aveți cum să faceți chestia asta, nu aveți cum. Principalele teme care apar în notele semnate de Mihăiescu sunt relații amoroase ale celor cu care discuta, valută sau obiecte din străinătate pe care aceștia le aveau sau relații cu străinii pe care colegii sau prietenii lui le cultivau. Bă, vă știți că poate că aceste chestii pot fi probate. Ca dovadă, da, unul dintre episoadele, Mihăiescu explică securității cum un coleg de-al său are o iubită în Israel. Acolo unde s-a mutat și mama sa și fratele Vitreg în urma separării de tatăl său care a rămas în România, Mihăiescu îl chestionară pe amicul său cu privire la planurile de nuntă ale acestui. Bă, vorbiți serios? Bă, voi vorbiți serios? Acum nu foarte serios, ci că o povestește securității despre felicitările pe care aceștia și le trimit în diferite ocazii și cu teme că relația și dialogul lor să nu fie descoperite tocmai de securitate. Nu, voi nu aveți cum să fiți așa. Nu aveți cum. Bă, fără nici cea mai mică chestiune, nu aveți cum să fiți așa. Nu aveți cum. Da? Fiți atenți. Adeverință CNSAS. Bă, vă știți cu ce se ocupă CNSAS? O faceți glume cu noi? Da, face. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Și aici ce scriem noi? Că vă dau și link-ul, că n-am cum să... Bă, n-aveți cum să fiți așa.
Și aici se spune că nu îi se poate adeveri, deci prin această hârtiuță emisă de către 1, arată că el nu a fost nici lucrător, nici colaborator al securității, ceea ce este super ok. Adică, băi, voi înțelegeți că toate filmele astea sunt în mintea voastră? Că voi nici măcar nu știți ce înseamnă un interogatoriu? Voi nu știți ce înseamnă să fii băgată la așa ceva? Tu nu știi, nici măcar nu știi ce îl reprezintă? Dar voi mâncați căcat și voi aveți impresia că colegii voștri, prieteni ai voștri, v-au băgat și v-au zis și v-au turnat securității. Bă, tipul ăsta, da, nu o să ajungă sub nicio formă, nicio circumstanță, Mulgur Mihăescu, la altura pe care a avut-o glumele lui lui Dan Sava. El se vinde pentru 3 rulele, 3 surcele, da? Ca să se ducă să se să manifeste. Pentru liber... cine te ține, mamă? Cine te ține? Unde te ține? Nu te ține lumea să scrii text? Te ține, mă, cineva? De pâine, de picioare, de ce te ține? Nu te mai ține mintea. Ai cum. Tu n-ai cum să bagi mizerii în fața unei instituții, oameni cât se poate de onești, care fac chestii diverse, care chiar v-au salvat de la niște mizerii, ca să spuneți că securitatea se ocupa pentru turnătorie și mizerii de ale voastre, din capul vostru. De... Bă, descrie, bă, n-aveți cum după 89 să ajungeți așa. Handicapați. Da? Păi n-aveți cum să fiți handicapați. Că ăsta este un handicap. Ăsta este un handicap social, un handicap din prostia voastră. Ce vi se întâmplă? Ce vi se întâmplă? N-aveți ce scrie. Despre meseria voastră, pe care, chiar, stimabile domnul, care e meseria noastră? Vreți să o schimbați? Deveniți politician. Dar nu e nicio problemă, să știți că nu ne deranjează. Atunci nu mai mâncați căcat despre cum erai tu colaborator al securității și cum dădeai tu în gât pe nu știu ce. Păi cine ai dat un gât? Crezi că asta e scopul? Scopul securității este să vă numere vouă cât castraveți are vecinul, de câte ori ai declarații cu vecina, așa, și de câte ori ți-ai făcut cu unul care a venit din Israel, așa. Și cât oameni sunt acasă, de câte ori ai mâncat tu astăzi, să-ți numere și covrigii de la câinile din colț. Da. Bă, ce să vă zic, bă, că n-aveți cum. Voi n-aveți, nu există. E nivelul. Ăsta e nivelul vostru. Psihic. Că nu mai există altul. Ca nați. Asta e nivelul vostru de înțelegere în momentul ăsta de față. Ce știți să vă duceți, vă aveți impresia că libertatea voastră se reduce de a vă manifesta undeva în față, să faceți ce? Bă, băieți, stați acasă. Stați acasă, scrieți texte și munciți. Că noi suntem unica țară din lumea asta, da? În care are un președinte atât de prost că vă reprezint. Adică în ce fel? Așa cum vorbește stimabilul nostru președinte, exact așa munciți și voi. Cum? În reluare. Cum vorbește președintele acestei țări? Voi. Fix așa sunteți și voi. Adică, vă puneți un costum pe voi și trei nu știu de care, vă dați mari specialiști în a vorbi limba română, da? Și dincolo de asta nu știți nimic, că voi nu știți diferențele diverse. Între anumite cuvinte. În prostia voastră imensă și cai, da, n-aveți cum să-l judecați.
că nu mai, neni, nu știi cu voi. Ce faceți, bă? Ce ați vândut? Scritorașile, da, ți-a vândut... Ce ai făcut azi? De unde ai luat banii, bă, ca să scoți articolul ăsta? Și tu ca să te duci în mijlocul... În mijlocul mulțimii acolo să manifeste contra... Ai, de capul meu. Ia zi-mi tu mie, cum manifestați voi contra unei boli? Bă, când a venit holera, v-ați dus și voi să manifestați în piață? Bă, când a venit holera, bunicii voștri s-au manifestat în piață contra holerei. Mureau aia pe capete. Da. Că la noi au încercat ăștia să ucidă anumite sisteme, anumite lucruri, cu totul altceva. Dar n-ai ce faci. Ați înțeles. Singurul lucru pe care puteți voi face este să vă duceți frumos, să vă deschideți teatrele și să începeți să lucrați. Forțat. Mă înțelegeți? Nu are cum un stat să vă zică vouă ce aveți de făcut. Dacă vreți să lucrați, voi lucrați. Vă ține cineva să nu lucrați? Bă, vă ține cineva să nu faceți artă? Bă, vă ține cineva forțat? În ce? Unde? În care creierăș al vostru de cretin? Că n-am cum, bă, nene, nu poți. Voi nu puteți să ajungeți acum, după 31 de ani de la Revoluție, să-ți spună cineva ce trebuie să faci. Cum adică să faci atâta zarvă și atâta mizerie peste tot? Cum adică să te duci? Păi stă cineva, bă, după tine în piața acolo ca să spună ție că ești eveniment, că ești... persoana care ești recalcitrantă, că ești recalcitrantă. Câți bani vă ți-au dat ăștia de la Institutul Curului, care sunteți voi acolo, de manifestați voi, nu știu, câți bani? Măcar ți-a dat și ție cineva ceva? O ciungă? Că n-ai mai scris de mult, grupul nu mai funcționează, voi nu mai faceți nimic. A fost cât a existat ideea în sine. După ce s-a dus, nu mai... Că au venit alții și n-ai mai făcut față. Și n-ai mai făcut față și acum încerci să faci spate. Nu e suficientă furată țara de o grămadă din politică și de nu știu mai fi, mai aia trebuie să vezi și tu o bucățică de ciolan. Ce să-ți dăm? O ciungă prinsă grămadă. Stai, bă, liniștit. Să știi că între picioare ai și tu ceva ce se poate găsi pe net. E să plătește bine. Vii la noi, noi te primim drăguț și simpatic prin traia. Poate, știi că la noi se poate face striptease. Da, te îmbraci în garcea, te prefaci prost, vin ăștia din comunitatea progresistă pe care tu nu o suporți și îți dă bani. Mult mai mult decât încerci tu să iei prin piața universității, băbatul. Că, sau puii mei, unde e piața dracului, Constituție. Cu dracu te-ai dus să manifesti. Că n-am cum să-ți spun frumos și drăguț. Ești mizer, bă, băiatul. Ia rând, monșer. Stai acasă. Gagica cu care era foarte mișto. Nu mai e cu tine. Înseamnă că din cauza că a văzut că ești prost. Păi nici femeile nu mai stau cu voi când sunteți proști. Nu mai stau femeile astea care sunt și femeile. Fie că sunt plinuțe, fie că sunt, le bate vântul pe stradă, vine vântul, le bate, așa și le ridică și normal că și alea așa o țărușe, dă tocuri ca să aibă unde să, pe unde să se înfingă, știi, în asfalt. Da. Nu stă bine nimeni, nu stă. Nu stă femeile. Eventual ce să facă? Vă duceți, vă mai și cineva mai ascultă? Vă ascultă ăștia care cred în Dumnezeu că vine de pe sus și nu mai cine care vine nu știu pe unde. Așa că stați-vă jos. Ați auzit? COVID e boala. SARS-ul e virusul. Înva. Apoi să ne auzim de bine, că poate ne deșteptăm și noi ca nație. Dacă nu ne deșteptăm, ne urcăm undeva sus. Plângem. Hai, hai. De când bă a ajuns cineva să-ți dea ție dreptul să deschizi teatru? Ia gândiți-vă puțin logic.
Logic. Aveți noi puțină logică. Logic. Cum adică?